Dragă domnul președinte, te rugăm să stai cu minte. Să nu faci, te rog, prostia și să vii în România. Efortul nu și are rostul. Suntem vai de capul nostru. Cu șoselele îți iei țeapă. Îți rămâne tancul în groap. Plus că pe la noi se fură. Îți lași tancul pe bordură și într-o oră e dezmembrat în căruțe spre remat. Sau o să-l găsești deodată cu turela ridicată și cu o cheie tot zgâriat Că ăla loc rezervat. Iar pe mare dacă vii, ce te așteaptă? Nici nu știi. Avem uh, plaja la Mamaia, cât Sahara, Vorbaia. Nu aveți atâtea rații sostrăbată toți soldații. Uh, la nivel de pregătire trebuie să-ți dau de știre. Nu se pun soldații voștri cu bombardierii noștri. Ce dacă tancuri aveți? Noi venim cu ursuleți și alte BMW-uri tunate cu folii nomologate. Nici nu știi cât sunt în ele, dăm la blană pe manele și plecăm cu scârțâit. Nici nu știi ce te-a lovit. Nici nu știi cum te atacăm, că noi nu semnalizăm. Uh, și avem multe bombe, frate. De alea sexy și tunate, cu divizia videochat îți rupem orice soldat. Avem tunuri, nu oricare, tunuri imobiliare. Nuclear, dotație RAM de câțiva ani, când Salam a făcut anunț în țară. Și acum vine finalul. Vladimir, am sărit calul. Am glumit și noi acuși. Cum să tragem noi în ruși, când noi tragem foarte greu chiar și apa la veceu? Suntem vai de mama noastră. La noi treaba e foarte proastă. Nu ne sperie armamentul, ci cât s-a făcut curentul. Avem 30.000 de cazuri, însă nu mai facem nazuri. Mai mult decât pandemia crește giga calorie. Deci te rog, din sufletel, mai gândește-te nițel. Nu trimite trupe coane, că o să-ți aici de foame. Ci trimite, de se poate, gaz mai ieftin. Sănătate!